are multe locații în țară, care unele sunt operative, altele sunt operative, așa cum vedem de lege, atunci când se trează forțele de generare și regenerare. Dar pentru că, așa cum vă spuneam, Ministerul Apărării Naționale, cu excelență, este o instituție care este depozitar al tradițiilor românești, al valorificării istoriei române și chiar avem departamente specializate în acest sens, vom găsi o soluție ca să asigurăm și locațiile necesare de desfășurare a activității instituțiilor Ministerului Apărării Naționale în municipiul Alba Iulia, dar să dăm și posibilitatea administrației locale și a celor care sunt preocupați prin atitudinile care o să pună în valoare cetatea și clădirile din cetate. Sigur că și eu sunt nemulțumit că, de exemplu, o parte a clădirilor sunt reabilitate și sunt fac cinste acestui simbol al municipiului Alba Iulia și că alte clădiri sunt cele două locații, respectiv batalionul acesta logistic și batalionul de genii, nu sunt reabilitate în măsura celor